Au mai rămas doar 5 săptămâni până la startul Festivalului Olimpic al Tineretului European, competiție rezervată practicanților sporturilor de iarnă și programată a se desfășura în România. Locația care va găzdui probele de biatlon este la înălțime chiar și la propriu, și asta pentru că baza sportivă de la Cheile Grădiștei este situată la peste 1300 de metri altitudine. Locația din vârful muntelui este o investiție privată în totalitate și aparține fostului antrenor al loturilor naționale de biatlon, Ovidiu Gârbacea. Nearonică, așa cum îi spun prietenii, și-a tras și propriul club sportiv și a deschis sezonul competițional intern cu întrecerea denumită Cupa Cheile Grădiștei. Da, este prima competiție după ce am mai definitivat baza de la Cheile Grădiștei. Vom avea încă un test în, la mijlocul lunii ianuarie, va fi Balcaniada de biatlon, unde de asemenea va fi participare internațională, și ăla va fi cam ultimul test înaintea concursului FOTE. Noi suntem într-o fază avansată cu lucrările, mai avem în luna ianuarie circa 2 săptămâni și chiar va fi gata totul. În cele 2 zile de concurs, reprezentanții clubului gazdă au obținut 2 victorii în probele masculine rezervate juniorilor, prin Iulian Pop și Cassius Gerbacea. A fost o cursă grea, o părtie, chiar dacă este de 2,5, este destul de grea, are o dificultate destul de bună, dar a fost o cursă bună la sfârșit, chiar și eu am rămas puțin surprins. Astăzi am avut o tragere bună, spre deosebire de alte concursuri, și mă bucur că am reușit. Deși am plecat poziția întâi, la ultima, din pricina ultimei tragere, pentru că am ratat 2 cartușe, am pierdut poziția întâi, care a câștigat-o colegul meu, Pop Iulian. Dar mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am venit pe locul 2 și sperăm de acum încolo să iasă totul mai bine. Cu evoluții remarcabile în poligonul de tragere, tânărul Remus Faur a reușit 2 podiumuri în întrecerea seniorilor, locurile 2, respectiv 3, la capătul celor 2 probe câștigate de reprezentantul clubului Bucegi Predeal, Ștefan Gavrilă. Lupta a fost foarte strânsă, deoarece am plecat după poziția 3-a. Am tras o tragere foarte bună, din 4 trageri am luat doar un singur foc, aproape să ajung pe primul cu echipa mea, dar din fericire a fost mai bun. Da, este un foarte important pentru mine, pregătire foarte multă și începe să dea rezultat, succes. Și de la începutul sezonului încă merge bine. Cu ceva emoții la cursa de astăzi, când Remus în spatele tău a fost foarte aproape? Da, la a doua, te atrage poziția picioare, care a dat 3 din păcate. A fost puțin teamă, dar am revenit și a fost bine. Eu aș spune că rezultatele sunt îmbucurătoare, nu numai pentru mine, pentru clubul meu. Am văzut câțiva sportivi care au făcut progrese în ultima perioadă și asta ne dă speranțe pentru competițiile internaționale. Să știți că am un club cu câțiva sportivi, dar obiectivul principal este de a crește rezultatele pe plan internațional. Nu e niciun folos dacă sportivii mei obțin rezultate bune, dar pe plan internațional suntem foarte slabi. Dar la ediția asta să văd mici semne de îmbunătățire, atât la tragere cât și la alergare. La rândul lor, fetele au completat spectacolul sportiv de la Cheile Grădiștei. În cele 2 probe ale junioarelor s-a impus Diana Salman, secondată la capătul ambelor curse de Ioana Cârstea, astfel că cele 2 zărneștence au punctat pentru cluburile Dinamo Râșnov, respectiv Dinamo Brașov. Sincer să fiu, a fost destul de greu, neașteptat de greu, dar îmi bucur foarte mult că m-am descurcat și că a fost în regulă într-un final, mai ales că aici, pe baza asta, cea mai pomenită. Sperăm să fie totul bine în continuare și ca mai mare, nu? Da, 2 zile de concurs n-a fost foarte bine, deoarece tragedia nu mi-a mers foarte bine. Însă sper că următorul concurs fie mult mai ok. În probele senioarelor, eternul duel Dinamo Steaua a revenit clubului brașovean din strada Nicopole, și asta pentru că Luminița Pișcoran a câștigat cele 2 curse, în ambele fiind secundată de reprezentanta clubului militar din Predeal, Mihaela Purdea. M-am simțit foarte bine, aceasta este o pârtie de suflet pentru mine.
Nu știu, a fost greu un pic, dar bine că a ieșit cu totul cu bine și sunt fericită. A fost așadar o prima acomodare cu arena care în februarie 2013 va găzdui probele de biatlon din cadrul Festivalului Olimpic al Tineretului European. Asta este un pas înainte, este și un punct de plecare pentru a obține rezultate mari pe plan internațional. Dacă nu ai o asemenea bază sau dacă nu ai bază în țara ta, desigur că nu poți obține rezultate internaționale bune. Noi am creat bazele. Încet, încet, acum începem să adunăm sportivi și să creăm competiții foarte bune. Încercăm să atragem și sportivii după plan internațional să pregătească la noi, să facem concursuri împreună aici. Și cred că în momentul ăla va începe să vadă și rezultatele noastre pe plan internațional. Singuri, izolați și fără baze nu putem. E un pas înainte. Vom reveni la cheile grădiștei la mijlocul lunii ianuarie, atunci când campionatul balcanic va constitui o ultimă repetiție pentru evenimentul number one al tinerilor biatloniști din Europa, FOTE 2013.